Țelele, ce facem cu ele? Ce facem? Zici și revine după neamț, că am și eu o grijă. Deci, Dana... În stilul ăsta? Nu știu, dă-mi o veste. În stilul ăsta? Da. Norocul nostru că nu vrea chiuveșii, dar poate o pune Simeon. Vreau și eu să fac un apel unde aici. Tot la domnul Rușu, Simeon. La Simeon să-mi puneți galben. Vă rog frumos la cameră. Așa. Deci, da, la Simeon să ne răspundă la o întrebare, să-mi răspundă mie, că și așa doarme la mine pe conturi și îmi copiază și cartoanele. Deci, domnul Simeon. Să ne răspundă oficial la următoarea întrebare. Oficial pentru alegători. Da. Dacă va fi nevoie vreodată... Dacă știți cum e când e așa. Nevoie, că să așa... Dacă va fi nevoie vreodată, o va numi pe Laura Codruța Chiuveși și candidat AUR? Ai o asemenea informație? L-am întrebat pe Simeon dacă va fi nevoie... Și pentru țară, normal. Știi că nu este pentru țară. Tot. El e doar pentru țară. Da. Dacă astăzi da. Că orice s-ar întâmpla, nu o va numi pe Laura Codruța Chiuveși și candidata AUR. Tu, Simeon, v-a întrebat Dana Budeanu ceva da, de vorbă. Haide, dați-i mesajul noastră. Domnul Victor Jutacu, că oricum sunteți lipit de televizor. Am înțeles că l-a încercat săptămâna trecută pe Isărescu. Nu. Astea, undițele astea, momelile astea pe care le aruncă așa. Ei, le aruncă pe bandă rulantă. Deci, eu am pus o întrebare și vreau să știu răspunsul oficial al lui George Simeon dacă vreodată o va numi candidat pe Laura Codruța Chiuveși. Bă, dacă se va impune pentru țară, în sensul ăsta întreb. Bun, nu că am ceva cu Chiuveși. Ce ai văzut că Joana și-a făcut sondaj e primul, campion mondial pe țară, independent. O rezolvă? Pe cine? Pe candidatură, pe președinție, el a mai avut o tură, dar... Pe Chiuveși nu rezolvă nimeni dacă candidează. Și dacă nu candidează? Și dacă nu candidează... Hai să punem și binele înainte. Dacă nu candidează, e de bine dacă nu candidează. Că înseamnă că fătălăia nu a candidat și e bine. Și din aia care rămân, ce facem? Ciolac, Predoiu, mie mi s-a părut că Predoiu a avut discurs de prezidențiabil. La Smart nu va ieși, nu, Predoiu nu o să fie niciodată că nu iese, dar nu că deci nu iese, că nu vreau eu sau că... N-au fost candidați care data ori s-au riscat și n-au ieșit? E un an foarte complicat anul următor. Politicianul care va ieși președinte trebuie să se potrivească foarte, foarte, foarte bine. Cu un profil foarte complicat, foarte complicat, atenție, care trebuie să fie undeva între noul curent ușor... Progresistoid. Extrem naționalist, nu naționalist. Așa. Stricat naționalist, că au stricat și naționalismul din cauza da. Lui AUR. Și? Puțin acolo la coadă euro-atlantico... Păi iartă-mă, dar tocmai mi-ai descris portretul robot al lui Ciolacu. Ciolacu o arde... Că ne dă senzația că prin declarații, Ciolacu da. O arde pe am zis la coadă. Da, pe vezi, partea nu se... Să duce deci, pe... Descrierea mea a fost clară. La coadă undeva, la coadă. Așa. Profil, păi, da, la stai. Coadă. Păi Marcel e mai pe Euroatlantic, nu e la coadă. E pe Euroatlantic. În ce sens e mai pe Euroatlantic? Tu nu l-ai văzut? În declarații. Da. Păi și? De poporul declarat? Ce să vadă în afară de declarații? Ce poporul... Stă nu, cu Ciolacu poporul, în casă, să știe nu, cum e el, ca nu, poporul, poporul e foarte smart. Da. Rețineți. Și de aceea PSD-ul nu scade, dar... Eu o să repet de 100 de ori. Repet. Poate să prinde cineva. PSD-ul azi nu scade. De ce? Exclusiv datorită lui Marcel Ciolacu. Doamne, pupați așteptările, dar ce-ți vede? Exclusiv. Dar ce face Ciolacu așa bun de... Face bine. Ce? Dă-mi un ce exemplu. Ce face tot? Pentru că știe foarte bine să reacționeze. Nu știu, dacă eu cred că e natural. Sincer, adică cred că e din el. Nu cred că zici face că cineva. Trăinuit, nu cred. Când? E când? Când e șef la PSD? Când nu-i dat la altfel. Sunt, eu cred uiți că... când au gătuit-o pe Dăncilă. Au trecut niște anișori de atunci. Păi Dăncilă a fost trăinuită. Păi așa, și e impresia okay. că pe Ciolacu nu l-au băgat în mașină. Nu cred că se poate trăinui. Pentru că este un profil mai din topor. Așa, și Dăncilă era din, nu, în alta era, societate. Nu e adevărat, nu e adevărat. Viorica Dăncilă era foarte docilă. Da. Nu vă amintiți asta. Ba da, și nu vă amintiți evoluția. Eu mi-amintesc că eu am fost singura din România care a susținut-o. Da,
Tu singura tâmpită, nu? Nu, tu și cu producătorul meu, ce ai, că și ăla s-a dus și a votat-o. Restul României, inclusiv PSD-ul, a înjurat-o pe Viorica Dăncilă. Eu am fost singurul om din România care am susținut-o pe Viorica Dăncilă. Astăzi mi-ați fi mulțumit. Acum rămâneți cu Hoha, că ați rămas, da? Lăsați. Eu n-am vrut să ies cu Hoha, nu contează. Deci. Mișciu. Deci, evoluția ei de la prima apariție până la finalul în care a ținut dezbaterea singură, nu știu că mi-am amintiți. Bă, să treci până toate discuțiile, până toate domeniile. Stau bine cu memoria. Adică, nu spuneți. Docilă, foarte docilă. Adică, da, politician construit, cum sunt construiți și politicienii din America. Doar că ei au 10 ani înainte, se construiesc în timp. Așa. Mă rog, la ce loc e târziu? De ce? E foarte târziu să-l modifici. Nu, dar nu poți să-l modifici. E cu câțiva ani mai mare decât mine. Adică da, dar nu poți să-l modifici. Tocmai asta spun. Modific. Niciodată. Nu poți. Nu poți. Nu, că nu e profilul de modificat. Nu e. Deci, ce e în gușă și în căpușă, dar, repet, undeva la coadă, acolo cât trebuie, că e frumos să ne mânjim puțin cu UE, puțin cu euro, cu așa, ne mânjim. Și să ne murdărim de engleză pe la gură. Facem un pic așa, așa, și după aceea... Nu vorbim engleză, pentru că domnul Ciolacu nu vorbește foarte bine, am înțeles. Ceea ce este foarte bine. Păi, dar numai șmecherii nu vorbesc, adică el, Putin, ăștia. Ok? Este din galeria marilor lideri naționaliști. Nu, dar nu trebuie să vorbești neapărat. Asta este o aberație. Asta e o aberație, eu nu cred dar în chestia asta. Dar în esență să știi să te înțelegi cu omologul tău în particular? Da, te înțelegi și dacă ai traducător nu este nicio problemă. Putin știe să vorbească și tot nu vorbește. Da, păi stai un pic, Putin în primul rând a trăit în Germania, în primul rând știe nemțește. Și în primul rând știe engleză. Da, știe. Și nu vorbește deloc. Ei, l-am văzut eu ținând doar l-ai văzut într-un interviu în care a vrut să arate că vorbește. Nu, o conferință de presă cu toată presa internațională și le-a răspuns tuturor în engleză. Le-a răspuns, dar n-a vorbit. Rețineți foarte important, el comunică doar în rusă și e foarte important că face asta. Bine, okay? Un pic. Totuși președintele unui imperiu. Da. Mă rog, e aproape împărat, dar trecem peste micul. Nu, e felul în care se raportează la lume.